Giorgi 2-8, o piruetă a lui Antolić, dezvolt croații, Antolić, extraordinar, Antolić! Nu se poate. Oh, ce gol primește Petrolul, da, curtea școlii. Noi trebuia să fim în postura care a fost din Dinamo Zagreb în aceste prelungiri. În minutul 95, Petrolul primește gol, se termină meciul. Ce gust amar avem după această dublă. Goluri primite în prelungiri, căzută fizic, căzută și psihic. Croații cu o dublă victorie și o lecție usturătoare pe care o primim. Iată. Mai ales după acest gol, nimeni n-a reușit, a trecut de mai mulți jucători decât Ronaldinho în zilele bune. Nu se poate așa ceva. Coban și Albin sunt jucătorii întorși. Antolić prins avansat Alberto Cobrea, golul trebuie să recunoaștem, e foarte frumos, dar nu ne-am fi dorit să vedem un astfel de gol în poarta Petrolului. O specialistă a finalurilor de meci Dinamo Zagreb. Este victorie, din păcate. Da, și era o zicală, se joacă până în minutul 90 și atunci când